Am văzut un calcul foarte interesant. Dacă la lansarea fiecărui iPhone o persoană ar fi cumpărat acțiuni Apple de valoarea unui iPhone, atunci acele acțiuni ar valora astăzi 22 de milioane de dolari. Diferența între cheltuială, cumpărarea unui iPhone, și investiție, cumpărarea de acțiuni Apple. Exact la fel este și cu sănătatea. Fiecare leu pe care astăzi îl dăm pentru prevenție este de fapt o investiție care ni se va întoarce de o valoare inestimabilă în viitor, odată pentru că sănătatea nu poate fi cuantificată în bani, dar chiar și în bani ne va scuti de o sumă mare pe care în momentul în care ne îmbolnăvim ar trebui să o cheltuim pentru a încerca să ne recăpătăm sănătatea și de multe ori nu putem să o recuperăm integral. Deci trebuie să facem acest calcul pentru a vedea ce alegem. Să cheltuim, de exemplu, pe un pachet de țigări sau pe o mâncare nesănătoasă, gustoasă, dar nesănătoasă, sau să cheltuim aceeași sumă de bani pe măsuri care să ne facă, să ne prevină apariția unei boli. Fiecare decide. Atenție însă, ia decizia corectă, astfel încât mai târziu corpul tău să-ți mulțumească. Numai bine, sănătate, la revedere, gânduri bune!